Doi împărați s-a mai citit de multe ori aici, dar putem spune ca și Pavel, cred că în Filipeni, în capitolul 3, mie nu mi-este greu să vă scriu de mai multe ori, să mă repet și al vouă este de folos. Și cred că atunci când citim cuvântul Domnului, este de folos de fiecare dată. Aș vrea să am trei mesaje scurte în seara aceasta din partea Domnului. În primul rând, aș vrea să ne apropiem de acest text. Discutam cu fratele Cornea dacă a mai fost vreo minune de vindecare de lepră până la Naaman. Și am tras concluzia că au mai fost două situații. Prima situație a lui Moise ca un semn, când Dumnezeu îi spune să-și introducă mâna în sân și pe urmă scoate cu lepră și apoi introduce din nou și o scoate vindecată. Și apoi lepra ca semn al păcatului pentru sora lui Moise, pentru Maria. Nu știu dacă au mai fost și alte cazuri. Se pare că este primul om care beneficiază de astfel de vindecare miraculoasă. E adevărat că este o istorie deosebită, o boală incurabilă și o minune deosebită. Citind însă cuvântul acesta, am înțeles însă că dacă citim cu atenție mesajul și miza principală, nu este neapărat vindecarea unui lepros. Miza și mesajul principal este unul diferit și anume este prima dată sugerat de către fetița aceea, de către roabă, care spune: o, dacă stăpânul meu ar fi la prorocul acela din Samaria. Și apoi miza este reluată chiar de Elisei, care spune: trimite-l la mine, îi spune împăratului, și va ști ce va ști, că există un proroc în Israel. Miza și mesajul principal al textului pe care l-am citit este într-adevăr este o minune, dar nu în primul rând minunea aceasta deosebită, ci dovedirea faptului că există un proroc în Israel. Aceasta este valoarea deosebită a textului pe care l-am citit. Citind despre acest lucru, mi-am adus aminte de câteva cuvinte din Psalmul 74 și vă invit să citim prima parte a Psalmului 74 ca să înțelegeți valoarea faptului de a fi un proroc al Dumnezeu în Israel. Psalmul 74, o cântare a lui Asaf. Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce te mâni pe turma pășunii tale? Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminția moștenirii tale. Adu-ți aminte de muntele Sionului, unde ți aveai locuința. Îndreaptă-ți pașii spre aceste locuri pustite, fără curmare. Vrăjmașul a pustit totul în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și a pus semnele lor drept semne. Parcă erau niște oameni care ridică toporul în pădurea deasă. În curând ați format toate podoabele săpate, cu lovituri de securi și ciocane. Au pus foc sfântului tău locaș, au dărmat și au pângărit locuința numelui tău. Ei ziceau în inima lor: se prăpădim pe toți. Au ars toate locurile sfinte din țară. Și acum, vă rog să fiți atenți, semnele noastre nu le mai vedem. Nu mai este niciun proroc. Nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Suntem poporul Domnului și de multe ori suntem provocați la fel ca și Israelul odinioară. Ca să se dovedească că în poporul Domnului există un proroc al Dumnezeului Universului. De multe ori trăim aceeași provocare când oamenii știu că la pocăiți se roagă pentru vindecări, pentru minuni și oamenii apelează. Dar ceea ce vreau să vă sensibilizez și vreau să ne cercetăm fiecare ca biserică locală, dar ca biserică a lui Hristos. Oare atunci când se întâmplă astfel de situații și oamenii vin cu așteptări la biserica lui Hristos, oare este un proroc care să spună? Oare este cineva care să spună până când? Să ne sensibilizeze acest cuvânt. Și am mers mai departe cu gândul și am mers în Corinteni. Și spune Pavel acolo în 1 Corinteni, în capitolul 14, atunci când vă adunați toți împreună și sunteți la slujbă și spune: dacă toți prorocesc și intră un necredincios, ce spune? El este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Oare nu seamănă afirmația aceasta cu afirmația lui Naaman, care spune: cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât Dumnezeul Israel? Ceea ce vreau să vă sensibilizez noi ca și biserică în perioada aceasta.
să fim preocupați de acest lucru. Oare mai există printre noi un om care să spună până când, care să rostească cuvintele lui Dumnezeu, care să facă lucrările lui Dumnezeu? Nu este cumva o responsabilitate a fiecăruia dintre noi? Merg mai departe cu următorul gând. M-am uitat la împăratul Israel. Primește această scrisoare prin Aman și spune împăratul Siriei, acum când vei citi această scrisoare, vreau să știi că ți l-am trimis ca să-l vindeci. Și aș vrea să vedeți cu atenție reacția împăratului Israel. O reacție atât de omenească, de lumească, de firească. Nu face decât să înțeleagă că este absolut un lucru imposibil ceea ce îi se cere, își rupe hainele și spune, voi să știți că împăratul Siriei caută un pretext de război. Nu vede în toată situația aceasta decât acest lucru. Și al doilea mesaj, al doilea lucru pe care aș vrea să vă sensibilizez. Noi avem multe conflicte în viețile noastre. Sunt tot timpul probleme în biserică, la locul de muncă, în relațiile noastre, tot timpul apar provocări noi, tot timpul apar conflicte noi, tot timpul sunt mici probleme și provocări. Dar ce aș vrea să înțelegeți, putem să reacționăm în fața acestor provocări și probleme ca și acest împărat al Israel, foarte firesc, foarte omenesc, reacționând așa cum reacționează orice om. Dar aș vrea să înțelegeți următorul lucru. În spatele fiecărei provocări, în spatele fiecărei lupte, în spatele fiecărei probleme, de fapt există o luptă spirituală, de fapt există o realitate spirituală. Ceea ce împăratul Israel n-a putut să vadă este care a fost provocarea spirituală, care a fost lupta spirituală din spatele acelei scrisori. Și provocarea spirituală și lupta spirituală este ceea ce spune Elisei, trimite la mine. Pentru că Siria și tot Israelul, Israel care era într-o perioadă în care se întorsese cu spatele către Dumnezeu, voi toți veți vedea că există un proroc în Israel. Deci, ce vreau să vă sensibilizez, aveți multe provocări în viața dumneavoastră, aveți multe probleme de relații, de diferite tipuri, dar de fiecare dată gândiți-vă la următorul lucru. Care este lupta spirituală din spatele problemei? Sau vedem numai chiar problema și încercăm să găsim soluție și încercăm să facem ca Israel, probabil ca împăratul Israel, care s-a gândit imediat ce alianțe politice, militare să facă ca să preîntâmpine o invazie a sirienilor. Gândim noi oare în fața provocărilor așa omenește ca acest om? Sau ne gândim de fiecare dată, pentru că avem Duhul Domnului în noi, oare care este lupta spirituală din fața problemei care îmi stă în față? Din nou o problemă în viață, din nou o provocare. Parcă numai acum a fost liniște și iară sunt probleme. Oare care este lupta spirituală? Și ca să înțelegeți mai bine, am să vă duc cu textul Sfinte Scripturi la o altă situație similitară, în Doi Împărați. Acolo este un alt împărat, de data aceasta împăratului Iuda, tot cu o scrisoare în mână. Asirenii au încercuit cetatea lui Israel și cetatea lui Israel era asaltată de asirieni și Sanherib trimite un om care să vorbească poporului și duce un război psihologic și le spune degeaba încercați să rezistați pentru că tot veți fi învinși și luptă pe partea aceasta psihologică cu cei din cetatea lui Iuda. Dar Ezechia își rupe hainele și stă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune prin Isaia, stai liniștit că împăratul va primi o veste și va pleca în altă parte. Și într-adevăr, împăratul asirienilor primește o veste că are o altă problemă pe un alt front și care era mai important și atunci amână, oprește asaltul asupra Ierusalimului. Dar înainte de a pleca, îi scrie o scrisoare lui Ezechia. Și vă citesc câteva cuvinte. În capitolul 20, Doi Împărați, cred că de la versetul 15. Îmi cer scuze. Capitolul 19. Așa să vorbiți lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Să nu te înșele Dumnezeul tău în care te încrezi zicând Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Iată, ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor și cum le-au nimicit și tu să fii zbăvit? Dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinții mei au zbăvit pe Gozan, Haran, Rețev și pe fiul lui Eden din Telasar? Unde este împăratul Hamatul, împăratul Arpadul, împăratul cetății Savarmaimului și Henei și Hivei? Ezechia a luat scrisoarea. O nouă situație, un nou împărat, o nouă scrisoare, la fel de grea.
Să nu crezi, Ezechia, că vei scăpa. Să nu crezi tu că vei scăpa. Și haideți să vedem, de data aceasta, un om al lui Dumnezeu ce face cu astfel de scrisoare. Ezechia a luat scrisoarea de mâna surorilor și a citit-o. Apoi s-a suit în casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului, căruia a făcut următoarea rugăciune: Doamne, Dumnezeul Israel, care șezi pe heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Da, Doamne, este adevărat că împărații Asiriei au nimicit neamurile și le-au pustit și că au aruncat în foc pe dumnezeii lor, dar ei nu erau Dumnezeu, ci erau lucrări făcute de mâna omului, erau lemn și piatră și au nimicit. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Ce a spus Naaman? Cunosc că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât Dumnezeul Israel. Dacă împăratul Israel ar fi văzut realitatea spirituală din fața provocării, știi ce ar fi spus? Naaman, ce sunt eu, Dumnezeu, să omor și să dau viață? Nimeni nu poate să te vindece de lepra ta. Dar Naaman, vreau să spun un lucru. Noi am păcătuit și l-am părăsit pe Dumnezeu, dar totuși, în Israel mai există un proroc al Dumnezeului viu și adevărat. La el te trimit, la Elisei. Înțelegeți? Și vreau să vă sensibilizez. Multe probleme, multe provocări în viața dumneavoastră. Gândiți-vă totdeauna care este lupta spirituală. Ce se întâmplă în spatele problemei și a relației cu probleme sau a provocărilor care vin în viața dumneavoastră. Mi-a spus al treilea mesaj. M-a impresionat foarte mult comportamentul lui Elisei, atât de discret, atât de modest. Totdeauna mi-au plăcut oamenii care sunt foarte valoroși și foarte modești. Pe cât sunt de valoroși, pe atât de modest sunt. Și am apreciat totdeauna pe astfel de oameni când i-am întâlnit. Așa este și Elisei. Și mi-am pus două întrebări. Oare Naaman s-a pocăit sau, pot să folosesc expresia, a fost născut din nou? S-a întors la Dumnezeu Naaman? Și al doilea lucru, ce anume din comportamentul și felul Elisei a contribuit la acest lucru? În primul rând, mie mi se pare că Naaman s-a născut din nou, pentru că numai un om în care locuiește Duhul Domnului este preocupat de păcat. Numai un om în care locuiește Duhul Domnului este atent la păcat și este îngrijorat în ce privește păcatul. Și Naaman are problema aceasta și spune: eu acolo îmi fac o slujbă, dar când se închină stăpânul meu, eu nu mă închin cu inima, eu trebuie să fac slujba aceea alături de stăpânul meu, dar vreau să știi că inima mea nu se va închina în templul acela păgân. Deci Naaman este preocupat și eu cred că a fost un om care a fost schimbat, un om care s-a întors și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar m-am gândit ce anume din felul, pentru că sunt așa puține cuvinte despre Elisei, doar că i-a spus unui sol un mesaj și solul a transmis mesajul, sau că a refuzat darurile, atât, așa puține cuvinte. Dar ca să înțeleg mai bine atitudinea și comportamentul lui Elisei, am încercat să văd ce a făcut robul lui, Gehazi. Pentru că Gehazi a făcut exact invers decât a făcut Elisei. Și Gehazi, știți foarte bine, a văzut lucrurile acelea valoroase cu ochii lui și le-a poftit și a plecat după Naaman și pe ascuns a cerut totuși ceva pentru el. Și a primit 2 talanți de argint și 2 haine. Și se întoarce Gehazi și Elisei îl așteaptă și îl întreabă: unde ai fost? Și el minte și spune: n-am fost nicăieri. Și Elisei spune: oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Și acum o expresie care a fost un mare semn de întrebare. Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Atitudinea lui Elisei e exact invers decât atitudinea lui Gehazi. Și am stat și m-am gândit ce înseamnă lucrul acesta. Este vremea acum de luat aceste lucruri? Mi-am adus aminte și de dimineață s-a predicat de textul acela din Evrei, în care se vorbește de exemplu și de exemplu și modelul marilor eroi ai credinței. Și s-a predicat și de dimineață lucrul acesta. Care a fost comportamentul, care a fost atitudinea, care a fost mesajul pe care l-au transmis prin viața lor și prin cuvintele lor, pentru acești mari eroi ai credinței?
În primul rând au spus, noi suntem trecători. Evrei, capitolul 11. Toți aceștia au mărturisit prin cuvintele lor și prin viața lor că sunt străini și călători pe pământ. Și încă ceva, că sunt în căutarea unei patrii, a unei patrii mai bune, a unei patrii ce... Cred că aici se regăsește comportamentul și felul Elisei, pentru că întoarcerea lui Naaman a avut legătură cu vindecarea lui. Și veți spune, păi normal că Naaman s-a pocăit pentru că a fost vindecat de lepră. Nu fiți așa de sigur. Într-un altă situație, s-au mers la Domnul Iisus 10 leproși. Știți care a fost rata de mântuire, ca să vorbesc în cifre? 10%. 1 din 10. 1 din 10. Toți au beneficiat de vindecare, dar din cei 10 vindecați, doar unul a beneficiat și de mântuire. Deci, cred că a fost mai mult și sunt sigur că a fost mai mult decât vindecarea lui Naaman, care au contribuit la întoarcerea lui, la o care a fost schimbată, născută din nou. Și a fost acel lucru pe care, prin cuvinte și prin modelul și prin viața lui, Elisei l-a transmis. Eu sunt străin și călător. Nu acum de luat oi și boi și roape. Asta vrea să spună în momentul acum. Pentru că lupta spirituală pe care o am înțeles-o în situația asta este ca să vadă toată Siria și toate neamurile, să vadă Israelul care a întors spatele lui Dumnezeu, că există un proroc în Israel. Aș vrea să fim sensibilizați de cuvântul Domnului. Aș vrea să fim atenți în perioada aceasta, noi ca și biserică, în 2014, să fim preocupați, există și suntem oameni care să poată să spună până când, care să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și să facă lucrurile lui Dumnezeu. Înțelegem noi că în spatele provocărilor din viața noastră există totdeauna și o luptă spirituală și este mai importantă decât conflictul propriu-zis care îl avem în fața noastră. Și aș vrea să nu uităm, s-a spus și de dimineață, noi chiar suntem străini și călători în căutarea unei patrii mai bune, a unei patrii cerești. Amin. Haideți să cântăm cu toții împreună spre slava Domnului, apoi sora